Salutare, prieteni dragi și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti gogoși cu lingura. O rețetă foarte rapidă, este o rețetă tipică de aici din Spania, care se pregătește foarte mult în Valencia. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum pregătim aceste delicioase gogoși. Într-un bol mai măricel vom adăuga 220 de grame de piure de dovleac, o lingură de zahăr, un praf de sare și amestecăm cu un tel. După ce vom amesteca foarte bine, vom da bolul deoparte. Iar acum, în acest pahar, am 300 ml de apă călduță. Voi mai adăuga o linguriță de zahăr, amestec puțin, după care adăugăm 15 grame de drojdie proaspătă. Amestecăm să se dizolve drojdia. Și vom turna drojdia peste dovleac. Amestecăm, iar acum vom adăuga puțin câte puțin 12 linguri de făină. Și amestecăm foarte bine să nu rămână cocoloașe. Este o rețetă de gogoși cu lingura, foarte rapidă. Gogoșile sunt foarte, foarte pufoase și foarte bune. Chiar vă recomand să o pregătiți. Așa trebuie să arate compoziția. Acum vom acoperi bolul cu folie de plastic și lăsăm să-și dubleze volumul. Aluatul nostru și-a dublat volumul. Acum vom încălzi 500 ml de ulei la foc mediu. Vom unge două linguri cu ulei și vom începe să facem gogoșile, așa cum vedeți că procedez eu în imagine. Le vom prăji la foc mediu până se rumenesc frumos. După care le vom scoate pe o farfurie unde vom pune hârtie de bucătărie și vom continua până vom termina de pregătit tot aluatul. După cum ați văzut în video, puteți forma aceste gogoși cu ajutorul a două linguri sau cu o lingură pentru înghețată. Iar acum, pentru decor, vom folosi zahăr. Dacă nu vreți să le dați prin zahăr, puteți să le decorați cu puțină ciocolată. Și gata este desertul nostru delicios, rapid și ieftin. Deci, dragii mei, acum doar îmi rămâne să vă doresc spor la treabă, poftă bună și nu uitați să pregătiți această rețetă. Chiar merită! Pa, pa!